Tu ești un om din piață, adică tu știi bursa și prin poziție pe care o ocup și ulterior prin ceea ce ai făcut înainte. Ce a mers bine și ce nu a mers bine? Păi au mers foarte multe lucruri bine, da? Și dacă trebuie să le înșir pe toate aici, în primul rând am văzut, da, bursa a crescut, ăsta este cel mai vizibil lucru pozitiv, cel puțin din punct de vedere al investitorilor. Numărul de investitori a crescut, da, am ajuns la 75.000 de investitori. Numărul de listări, iar un aspect foarte important, a crescut, asta a mers foarte bine, da, deci am avut 12 listări, 30 de emisiuni de obligațiuni am avut, 12 de obligațiuni corporative, 12 emisiuni de titluri de stat. Ne bucură foarte tare că s-au reluat acest program din încă de anul trecut și am avut și 23 de noi companii la bursă prin emisiuni de equity. Deci acest lucru a mers foarte bine.